Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunilor Conexiuni. Numele meu este Adrian Ardelean, iar astăzi o avem invitată alături de noi pe Adina Griguța, studentă în anul 3-lea jurnalism. Bună ziua, Adina! Bună, Adriana, mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc și eu că ai acceptat invitația noastră. Adina, pentru început am să te rog să ne spui de ce ai ales specializarea asta și ce te-a determinat să alegi tocmai jurnalism? Mi-am dorit dintotdeauna. De mică mă vedeam să, nu știu, prezint știrile și exersam chestia asta prin casă, poate cu perea de păr. Mai târziu am venit, nu știu, cu speranța că poate mai pot să schimb ceva și că, nu știu, o să fac jurnalism pe bune, eu asta mi-am dorit și în adevăratul sens al cuvântului. Nu știu, cu principii, cu etică și tot dacă... Spuneai că de mic copil ți-ai dorit să lucrezi în televiziune. Care este viziunea ta acum când, prin prisma acestei specializări, ai reușit să vezi exact ce presupune această meserie? E mai frumos decât am crezut. Nu știu, îmi place, m-aș vedea făcând treaba asta. Cred că e greu. Adică, na, noi aici exersăm totul bine, totul frumos, prin o echipă foarte faină, dar e o responsabilitate destul de mare. Spune-mi, te rog, cum era Adina în anul întâi când s-a înscris la această specializare și cum este Adina acum în anul 3 la finalizarea studiilor de licență? Adina în anul întâi era plină de speranță și era foarte entuziasmată și chestia asta odată cu timpul se mai duce pentru că devii rațional și speranțele alea așa de, nu știu, o să schimbi o lumea, nu știu, sunt valabile în adolescență. Odată cu timpul te maturizezi și nu mai ești chiar așa visător. Consider că această specializare te va ajuta în formarea ta ca viitor jurnalist? Da, cred că da. Cred că mă va ajuta foarte mult și mai mult decât atât mă va ajuta ca, nu știu, ca persoană, ca om. Te dezvoltă pur și simplu. Ce sfaturi le putea oferi tinerilor care își doresc să urmeze această specializare în viitor? Să încerce. Cu curaj și mie mi-a trebuit curaj. Nu e așa greu pe cât pare, dar totuși presupune multă muncă, cred eu. Mulțumesc tare mult că ne-ai oferit acest interviu. Mulțumesc. Cam atât pentru astăzi. Mulțumim. La revedere.